Alianța Liberalilor și Democraților, filiala Ialomița, își extinde echipa pentru alegerile locale programate la data de 5 iunie. În cadrul unei conferințe de presă, conducerea organizației a prezentat candidații pentru municipiul Urziceni, comunele Sudiți, Movila, Bordușan și Perieți. ALDE Ialomița se înscrie în cursa electorală cu oameni tineri care activează în sectorul privat, printre candidați aflându-se și două doamne femei de afaceri. Am 32 de ani. Am absolvit cursurile Facultății de Studii Economice, iar din 2009 sunt administratorul unei firme cu profil agricol, o societate care este a noastră familie. Scopul și motivul meu pentru care vreau să candidez la primăria Comunei Sudiți este, în primul rând, că vreau să dezvolt această comună, să o modernizez și eu cred că pot să fac acest lucru doar dacă ajung la conducerea sa, eu ca și primar, iar colegii mei ca și consilieri, pentru a le putea implementa astfel politicile noastre pe plan economic, social și cultural. Vreau să ajung la conducerea primăriei Sudiți pentru a le oferi, în primul rând, tinerilor de acolo din comună un viitor mai bun, sper eu să pot să reușesc, iar persoanelor vârstnice un trai mai bun și fără griji. Am absolvit facultatea de psihologie pedagogie Brașov, specializare pedagogie, în condițiile în care nu sunt 300 de elevi la noi în comună, nu pot profesa. Am un magazin, sunt administrator la firma, candidez la primăria Movila pentru o nouă schimbare, o nouă șansă. Sunt agricultor, avem o afacere de familie în care băiatul este administrator, o societate agricolă. În Bordușan sunt multe de făcut, nu pot să vă vorbesc aici, dar sunt prea multe încă de făcut, că nu avem nimic la ora actuală. Și cred că avem șanse să câștigăm cu domnul Tăriceanu. Semnăturile astea sunt foarte repede. La început s-au făcut sondaje, eu nu am vrut inițial să candidez. Oamenii întrebau de ce nu este și Merlea în sondaje. În cele din urmă m-am decis. Candidații trebuie să fie alături de electorat, în mijlocul electoratului, astfel încât electoratul să fie în posibilitatea de a alege în cunoștință de cauză. Iar raportându-le la ce ne dorim noi de la candidații, în Urziceni, domnul Parepa este, din punctul meu de vedere și al colegilor din conducerea ALDE Ialomița, profilul candidatului ideal. Cred că cetățenii municipiului Urziceni au nevoie de schimbare în ce privește relaționarea dintre instituțiile statului, administrația locală, cetățean, lucrător, administrația locală și cetățean, administrația locală. Este nevoie de așa ceva în Urziceni, am constatat acest lucru și este faptul care m-a îndemnat la un moment dat să iau această decizie, să mă alătur sub o formă Consiliul Local de la Urziceni și să contribuie din cadrul instituției și să nu vorbim din afara instituției despre lucrurile bune care pot fi făcute acolo. Urziceniul este foarte bine așezat din multe puncte de vedere. Cred că trecem în niște ani de suferință la capitolul organizare și funcționare a instituțiilor publice din localitate și vreau să mă alătur pentru buna funcționare a administrației publice locale și nu numai atât, ca în Urziceni să avem ce era odată o echipă bună de fotbal mare, eu știu, târgul care funcționa odată și era foarte util pentru localitate. Spitalul este mare, are nevoie de medici, de personal medical. Are calitate acum în actul medical, dar sunt puțini și o să avem acolo nevoie să dezvoltăm cel puțin secția de primiri urgențe, unde o treime din județ are nevoie de acest spital și de secția de primiri urgențe în zonă, ca să nu mai fie atât de mult mare distanță până la București sau până la Slobozia. Sunt foarte multe lucruri de făcut la Urziceni. Reprezentanții organizației județene Alianței Liberalilor și Democraților au anunțat că vor merge singuri în alegeri fără a face alianțe cu Partidul Social Democrat la nivel de județ. Așa cum ne-am hotărât ca să intrăm în această luptă electorală pentru funcțiile de primar din localitățile județului nostru și nu numai și la Consiliul Județean al nostru, am hotărât să mergem independenți, deci nu mergem în alianță cu nimeni. Chiar iar am avut o întâlnire la Parlament cu Biroul Politic Național și mi s-a comunicat că nu avem alianță practic cu PSD-ul, ceea ce discutam la început când ne-am întâlnit în primele dăți. Eu am susținut de atunci că nu vom face alianță cu PSD-ul și deci nu vom avea alianță nici în județul nostru și nici la nivel național. Dacă vor exista intenții locale să-și facă anumite susțineri, liber au organizațiile locale. Deci nu este făcută alianță la nivel național, dar la nivel local, dacă vor considera de cuvință anumite organizații să se sprijine,
au această libertate. Noi am dorit întotdeauna ca să demonstrăm și asta o susținem și o susțin toți de la nivel central, că suntem al treilea partid pe eșichierul politic și vrem să demonstrăm asta și suntem singurul partid de opoziție. Practic, singurul partid care mai a luat atitudine și ia în continuare atitudine, depunând și anumite amendamente și moțiuni simple pe justiție sau acum pe agricultură se intenționează, datorită faptului că ne aducem aminte, în anul trecut se discuta de programul care trebuia făcut pentru agricultură, cu irigații și s-a spus că în câteva luni de zile trebuie realizat. Programul a fost făcut de către Daniel Constantin când a fost atunci în cadrul Ministerului. La ora actuală au trecut mai multe luni de zile și nu s-a implementat nimic, nu s-au luat măsuri în ceea ce privește problema irigațiilor. Iar mare parte dintre agricultori sunt interesați de sistemul de irigații pentru că ne creează un, să spunem, o siguranță față de ceea ce se întâmplă în mediul înconjurător.